Bicicliștii vor pedala mâine pentru a trage un semnal de alarmă asupra cancerului de piele. Evenimentul va avea loc în Parcul Izvor din București și se află la a doua ediție a Marșului Nocturn al Bicicliștilor împotriva melanomului. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, alături de asociațiile Hai cu Bicla și Adevărații Velo Prieteni România, organizează pe 23 iulie în Parcul Izvor a doua ediție a Marșului Nocturn al Bicicliștilor pentru educație în ceea ce privește sănătatea. Bicicliștii pedalează împotriva melanomului. Evenimentul are rolul de a educa publicul despre riscurile melanomului, cea mai agresivă formă de cancer de piele și importanța comportamentului preventiv, fiind parte a campaniei Un viitor fără pată. Deși este responsabil de numai 4% dintre cancerele de piele, melanomul provoacă 80% dintre decesele determinate de acest cancer. În România, aproape o treime dintre cei care au fost depistați cu această formă de cancer mor anual. De altfel, țara noastră înregistrează o incidență în creștere în ultimii 25 de ani de persoane diagnosticate cu melanom malign. Depistat la timp însă, melanomul se vindecă în 98% dintre cazuri. Pe parcursul traseului se va ocupa prima bandă, iar Poliția Rutieră București va susține buna desfășurare a marșului. În timpul evenimentului este interzis consumul băuturilor alcoolice. Mai multe informații despre eveniment puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului.